Îmbrăcați în training și înarmați cu multă voință, jandarmii au profitat de ultimele zile cu soare. Angajații de la birouri împreună cu cei de la structurile mobile s-au apucat de sport în aer liber. Rotiri mici, mai ample și mai ample, da? Până la rotirea completă a brațelor, din număr. După o încălzire ca la carte, au urmat mai multe ture de stadion. Tonul l-a dat, bineînțeles, comandantul inspectoratului Vasile Erceanu. Este foarte importantă pregătirea fizică. Un luptător care are o bună condiție fizică, și mă refer în mod deosebit la rezistență și aptitudini de sportiv, niciodată nu va da înapoi în misiunile care din ce în ce în ultima perioadă sunt mai complexe și mai diversificate. Plecând de la premisa că educația fizică, pregătirea fizică în general, este cea care formează caracterele și întărește convingerile unui luptător. De cel puțin 3-4 ori pe săptămână mișcare. Martea și joia sunt zile pe care le avem alocate activității fizice. Antrenamentul de astăzi are rolul de a îmbunătăți capacitatea organismului la efort prelungit, dar și de a face față cu brio totodată misiunilor pe care noi le desfășurăm. Jandarmii se confruntă aproape zilnic cu persoane certate cu legea. O condiție fizică bună este esențială în astfel de situații, așa că inițiativa de a intensifica pregătirea fizică este mai mult decât binevenită.